ați venit la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia. Mulțumim grupului Nectarie Protopsaltul pentru această pregustare a bucuriei Ungherii. Vă mulțumesc că sunteți aici astăzi în număr atât de mare alături de noi. Vă mărturisesc că de când sunt eu la Mogoșoaia, cuhnia brâncovenească nu a fost atât de plină. Mă uit de jur împrejur și văd o mulțime de prieteni, oameni pe care îi văd rar, dar faptul că suntem cu toții astăzi aici, consider că este o mare binecuvântare. Dați-mi voie să salut prezența între noi a Părintelui, Preasfințitului Părinte, Episcop Varaam, care ne-a rugat să vorbească la sfârșit, și a unei profesoare foarte dragi nouă, cred că majoritatea de aici am fost elevi studenți, doamna Ecaterina Buculei. Este o mare bucurie și o mare onoare să am astăzi voastră de aici. Părintele Dască de la Viena ne va spune câteva cuvinte de asemenea și eu nu vreau să vă spun mai mult decât că sunt foarte emoționată și foarte bucuroasă că după 9 ani, de la prima manifestare care a avut loc aici la Mogoșoaia, la Palat, cu acel atelier deschis, inițiat de Librăria Bizantină și de familia Coman, astăzi, parcurgând mai multe etape, am ajuns în acest punct în care avem un nucleu puternic de iconari care au venit să ne aducă lucrările lor de suflet. Sigur că ele sunt parte din catapetesme sau lucruri care își găsesc locul mai cu seamă în biserică decât într-o expoziție, dar cred că este foarte, foarte important că cuhnia brâncovenească are în acest timp înalt, pre-Pascal și în săptămâna luminată, aceste icoane aici pe pereți. Vă mărturisesc că de câte ori intram pe ușă, îmi venea să mă închin, pentru că ăsta este reflexul și mi-am dat seama că este într-adevăr mult aur aici la Mogoșoaia și chiar dacă aș ține lumina stinsă, ele tot ar lumina. Sigur că acest aspect o să-l punctăm. Este foarte important și iconarii m-au rugat să vă transmit că trebuie să luăm acest exercițiu, acest aur prea plin, ca pe un exercițiu. Eu am considerat că este un dor de lumina Învierii, de lumina divină, cea necreată și care, pentru care fiecare tânjește și sufletul nostru îi caută. De aici încolo, însă, la nivelul expresiei artistice, sigur că poate sunt lucruri care ar trebui puțin pensate mai chiar și în continuarea conferinței care a avut loc în Palat. Am să rog pe Părintele Răzvan Gască să ne spună câteva cuvinte din partea iconarilor și apoi ceva mai Ecaterina Buculei și la sfârșit.